direct cu noi domnul Adrian Negrescu, este consultant financiar. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Este o dimineață bună sau nu? Cum arată cifrele? 15,1% inflația. E mare în continuare, adică prețurile cresc cu o rată medie de 15%, deci inflația nu scade în România, se temperează, adică prețurile nu mai cresc atât de mult ca în 2022. De ce s-a întâmplat acest lucru în ianuarie? Pentru că avem în primul rând efectul compensării și plafonării prețurilor, mai ales la energia electrică. Odată ce am stabilit aceste creșteri spectaculoase de prețuri din domeniul energiei și gazelor, încep să se vadă efectele pozitive, pentru că 60, chiar 70% din rata asta inflației era generată de scumpirile astea la energie, la gaze, chiar și la carburanți. Ei, am avut o perioadă de acalmie în piață și este un lucru bun, pentru că inflația, dacă merge în acest ritm, da, 15,1% în ianuarie, să sperăm că vom coborâ în continuare, ar însemna că, într-adevăr, în a doua parte a anului să avem o inflație de maxim 10-11%, ceea ce e puțin mai bine pentru noi față de cum a fost în 2022. Asta nu înseamnă, atenție, asta nu înseamnă că prețurile nu vor continua să crească, dimpotrivă, vor continua să crească, dar mai temperat decât s-a întâmplat anul trecut. Practic, noi le comparăm cu aceeași perioadă din 2022 și acestea sunt și cifrele pe care le văd telespectatorii pe ecran. Bun, atunci, pe de altă parte, prețurile de consum în luna ianuarie, comparativ cu decembrie, da, deci cu luna trecută, au crescut totuși cu 0,3%. Ce înseamnă acest lucru? Da, e efectul importurilor, care sunt mai scumpe, da? Gândiți-vă că am 70, dacă nu chiar 80% din ce punem noi în farfurie în fiecare zi, cumpărând din hipermarket, iar în hipermarketuri cam 80% dintre produse vin din import. Da? Vin la niște prețuri pe care noi trebuie să le plătim și importăm practic inflație. Gândiți-vă pe de altă parte la faptul că am ajuns ca din topul celor mai mari creșteri de prețuri din 2022, dar și din prima lună din 2023, din 11 produse, 9 să fie alimente de bază, iar restul să fie energia și gazele. Deci 9 alimente de bază, cum spunea și colega dumneavoastră, cu zahărul, uleiul, margarina și cartofii în prim plan. Ei, asta înseamnă că afectează puternic populația asta foarte săracă, pentru care cheltuielile cu alimentele au ajuns să reprezinte cam 40% din venituri, ceea ce e uriaș raportat la puterea de cumpărare. Iar scumpirile nu se vor opri aici. Vedeam niște estimări de la patronatele din domeniu, patronatele din industria zahărului, a uleiului, dar și din industria cărnii, da, apropo, vorbim de carnea de porc, unde importăm 85% din consum, că prețurile vor continua să crească pentru că provocările sunt în continuare foarte, foarte mari pe lanțurile de producție, pe lanțurile de distribuție și mai ales pe zona asta de importuri care vin să ne întucă într-o zonă de prețuri foarte, foarte greu de accesat. Pe de altă parte, este un lucru bun că totuși cursul valutar rămâne stabil, poate chiar și într-o ușoară scădere, în acest caz mă gândesc, nu? E doar o fotografie de moment cu cursul valutar, pentru că odată cu decizia Băncii Naționale de a îngheța practic dobânda cheie, înseamnă că titlurile de stat căutate de investitorii străini care veneau și schimbau valută pe lei pentru a beneficia de dobânda foarte bună oferită de statul român, la un moment dat să nu mai fie atât de atractive. Ei, și atunci să avem o problemă cu cursul. Nu este exclus ca în a doua parte a anului să vedem cursul euro crescând, probabil spre 5 lei, așa cum toți analiștii estimează acest lucru. Urmarea acestei schimbări semnificative în modul în care tratăm inflația, în modul în care tratăm dobânzile. Da? Atunci va fi o problemă, pentru că un curs de 5 lei pentru un euro va pune și mai mari probleme pe prețurile, mai ales cea produselor aduse din import. Și pe balanță bănuiesc, nu? Balanța, da, care este în vizorul Băncii Naționale, balanța comercială, balanța de plăți a României s-a agravat foarte, foarte mult. Gândiți-vă că în balanța comercială diferența dintre importuri și exporturi a crescut la undeva la nivel de 35 de miliarde, cu vreo 10 miliarde față mai mult decât anul trecut. Deci, din păcate, devenim tot mai dependenți de importuri și asta este o mare problemă pentru România, pentru că ar trebui să susținem consumul intern dacă vrem într-adevăr să ne menținem pe linia de plutire din punct de vedere economic. Da, în 2022 economia a crescut din cauza inflației. Am avut creșteri de prețuri peste tot, a crescut produsul intern brut. Dar în 2023 s-ar putea ca aceste dezechilibre create de inflație, care se va menține la un nivel foarte ridicat, să ne ducă spre o zonă de risc maxim. Din punctul de vedere al populației, uitați-vă ce se întâmplă cu ratele, că sunt din ce în ce mai mari și românii reușesc din ce în ce mai greu să-l plătească, deci vom avea foarte multe credite neperformante, e posibil. Dar pe de altă parte și rândul companiilor, și vedem că numărul companiilor cu probleme crește de la o
lună la alta, dovadă că blocajul financiar se accentuează, ceea ce este un lucru extrem de grav pentru o economie extrem de vulnerabilă cum este cea românească. Vorbeați despre consumul intern, ar trebui să consumăm din intern, dar asta înseamnă că ar trebui să avem și producție internă. Asta înseamnă că trebuie să mai umblăm puțin și la felul în care merge economia în acest moment. Da, ar trebui să stimulăm, practic, producția internă, să stimulăm consumul intern și am văzut ieri un mesaj foarte interesant de la Banca Națională, de la un director din BNR, care ne spunea să nu mai luăm credite în 2023, pentru că sunt dobânzile foarte mari. Din punctul meu de vedere, cred că scopul nostru este să stimulăm oamenii să-și ia credite, să investească în locuințe, în aparatură, în electronice, electrocasnice, în mobilă, da? Să facă consum, pentru că această economie, din păcate, trăiește din consum. Da, e bine să fim atenți la cum luăm creditele, să vedem dobânzile, da? Să fim atenți la dobânzi și la costurile de creditare, dar asta nu înseamnă că să băgăm capul nisip, să așteptăm să vină vremuri mai bune. Nu asta este soluția pentru a ieși din această situație economică în care ne aflăm. Pe de altă parte, investițiile din punctul meu de vedere sunt esențiale și aici e rolul statului în primul rând, pentru că mă uitam din 6,3 miliarde de euro cât am adus noi în Banca Națională din PNRR, noi n-am reușit până acum să cheltuim decât 167 de milioane de euro, adică nici măcar 3%. Poate în 2023, pe baza acestor programe și renegocierii PNRR, să aduce mai mulți bani în economia reală, pentru că asta înseamnă activitatea economică, înseamnă taxe și impozite la bugetul stat și creare de locuri de muncă. De asta ne dorim în primul rând. Și atunci, care ar fi motorul de creștere economică în acest an? Pentru că cu toții ne bazăm pe banii din PNRR. Da, acesta ar trebui să fie investițiile din PNRR, investițiile din celelalte fonduri europene care să susțină practic economia. De ce? Pentru că toți banii ăștia că europeni chiar se duc în economia reală până la urma urmei, pentru că ar trebui să stimulăm companiile românești să ia aceste contracte pe fonduri europene și să construiască. Avem un exemplu extrem de bun al autostrăzii din zona de Moldovei, da? Care este construită de o firmă românească în aproape pe întreaga ei suprafață. Deci se pot face lucruri de genul ăsta, putem stimula producția și consumul intern, dar pentru asta avem nevoie de o strategie foarte, foarte clară și cred că un lucru extrem de important, să încercăm să menținem taxele, adică impozitele și zona asta fiscală în principal, pe aceleași coordonate, să nu mai venim cu modificări peste noapte, pentru că nu facem altceva decât să alungăm investitorii, iar pe cei care sunt prezenți în România să-i facem să-și țină bani în conturi și să nu facă investiții, adică să nu creeze locuri de muncă, de teamă că îi vine statul și îți mai pune o taxă sau o suprataxă așa peste noapte. Și atunci economia să crească tot din consum, ca până acum, din păcate, în loc să resetăm ceva. Suntem, din păcate, într-o economie care crește din consum, dar investițiile ne-ar putea salva și ne-ar salva, putea exact, mai ales banii din PNRR. Dar revenim puțin la inflația aceasta de 15,1%. Ați observat că am avut și cartoanele de mai devreme, că încep să se domolească prețurile din coșul zilnic? Da, există o temperare, mai ales mă uitam la ulei. Uleiul s-a ieftinit foarte puțin, cu 0,8% sau ceva de genul ăsta, dar cartofii în continuare sunt foarte scumpi. Tot ce aducem din import e foarte scump și să nu uităm că ne aflăm în luna ianuarie. În luna ianuarie nu prea e foarte multe produse alimentare care să fie de sezon. Adică depinzi foarte mult de importuri. Fructele, citricele, toate acestea sunt mai scumpe. S-a ajuns inclusiv la un nivel aberant de prețuri. Sunt mai ieftine portocalele decât cartofii. Da. Sau decât roșiile în magazinele din România. Sau ia uitați zahărul cu un plus de 63,37% față de anul trecut ianuarie 2022. Untul, 47% scumpire, vă dați seama, e o mare problemă, mai cu seamă că folosim foarte mult unt, inclusiv în industria patiseriei. Gândiți-vă că astăzi e o zi extrem de importantă pentru mulți dintre români, 14 februarie, și asta înseamnă vânzări de prăjituri. Ei, prăjiturile s-au scumpit incredibil de mult, sunt prețuri cu 50% mai mari și mă aștept ca în continuare să crească. De asemenea, zona asta de produse care au legătură cu beauty, cu zona de beauty, parfumuri, produse din zona machiajului și acestea se scumpesc foarte, foarte mult pentru că, din păcate, devine import. Noi în România nu reușim să dezvoltăm niște lanțuri de producție, niște lanțuri de aprovizionare și niște lanțuri de economice care să ne permită să fim rezilienți în fața tuturor modificărilor. Avem norocul, atenție, cred că avem norocul că a scăzut inflația în Germania, în Franța, în Italia, de unde importăm cele mai multe lucruri. Dacă acolo continuau să crească prețurile, le simțeam, bineînțeles, și la noi în România. Și că încă cursul nostru este stabil. Asta e plus, că dacă tot le importăm de acolo. Domnule Negrescu, așa atunci, văzând aceste cifre pe care le-am avut și noi mai devreme pe ecran, care e diferența între inflația aceasta anunțată 15,1 și inflația reală pe care o suportăm noi cu toții?
Păi gândiți-vă, vă dau exemplu pensionarii, da? Pensionarii consumă cel mai mult produse alimentare de bază, care s-au scumpit cel mai mult în 2022, da? Cu 30, 40, chiar 50%, vedem exemplele pe ecran. Apoi sunt medicamentele care de asemenea au înregistrat o creștere semnificativă de prețuri și utilitățile. Asta este coșul lor principal de consum. Inflația percepută de pensionari undeva pe la 28-30%. Mai sunt familiile cu copii unde inflația de asemenea e cu totul și totul altfel percepută decât această rată a inflației, care e doar o medie a creșterii prețurilor. De asemenea, oamenii plătiți cu salariu minim pe economie, gândiți-vă cât de greu le e în momentul de față să-și asigure măcar strictul necesar într-o economie în care prețurile nu țin cont de categoria socială și de venitul tău. Inflația acționează parșiv și acționează, din păcate, foarte puternic în zonele astea extrem de sărace și care sunt dependente, din păcate, de această politică de acordare de vouchere din partea statului, care, din punctul meu de vedere, nu acoperă necesitățile reale ale oamenilor și cred că soluția era să umblăm în pe lanțurile economice să vedem exact cum putem tempera elanul ăsta de a scumpi produsele. Singura veste bună, și chiar vreau să insist pe chestia asta, singura veste bună e că scumpirile astea sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult, de la un dat se rupe, adică nu-ți mai cumpără lumea de pe rafturi produsele pe care tu încerci tot timpul să le scumpești. Și se întâmplă acest lucru. Uitați-vă magazine, că vânzările nu mai sunt la nivelul care erau acum 2 ani de zile. Lumea cumpără la 100 de grame sau cumpără mai puțin decât cumpăra înainte din cauza acestor prețuri foarte, foarte mari. Domnule Adrian Negrescu, mulțumesc pentru prezență și pentru toate aceste precizări.